Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Buongiorno, principesa! Să vedeți ce s-a întâmplat ieri, prieteni, cam pe la ora asta noi am difuzat reportajul lui Victor Marin despre numărul greșit de telefon la care trebuie să suni atunci când primești mesaj de eroare, când vrei să-ți cumperi un bilet de autobuz, mă rog, o chestie complicată de asta din București. SMS, nu știu ce, și dacă nu merge, primești un număr de telefon acolo. Suni, Victor Marin a sunat și a răspuns o doamnă. Noi să rămână doamnă. Dar nu suntem, nu mai putem, nu mai suntem. Noi nu avem treabă cu STB-ul, cu nu știu ce. Și ne-am gândit atunci cât de exasperați am fi fiecare dintre noi dacă ni s-ar întâmpla o chestiune de genul ăsta, să se dea numărul de telefon. Greșit, mie mi s-a întâmplat. Ce mie? Da. Și rezultatul a fost că a venit spontan din partea voastră un val de mesaje cu buclucuri de-astea cu telefoane. Telefoane care seamănă cu telefonul de la circ. Uh-huh. Sau care au aparținut... Sau care au aparținut... Unei instituții nu știu sau... cui. Da. Uite cine zice. Am primit mesaj de la Cătălin din Craiova. Zice așa. Numărul meu de telefon a fost pus pe site-ul de la Water Park Craiova timp de 2 ani. Da, da. Timp de 2 ani. Nu vreți să știți câte telefoane am primit în 2 ani și câte demersuri am făcut să se schimbe numărul de telefon ca să pună numărul lor, vai de mine. Și așa că rugămintea e, dați-ne mesaje la 0728-3132, mesaje pe WhatsApp. Poate să fie și audio, poate să fie și scrise. Dumnezeu, ați pățit vreo chestie de genul ăsta? A ajuns numărul dumneavoastră de telefon din greșeală la altcineva și ați primit telefoane la nesfârșire? Ziceai că ți s-a întâmplat lucrul. Da, eu am avut ultimul meu număr de fix acum 15 ani. Fusese al administrației Pieței Obor. Tare. La un moment dat. Slavă cerului, cred că mai cu ceva timp în urmă, pentru că noi eram sunat foarte des, dar de cel puțin 2-3 ori pe săptămână era... mă sunau oameni care aveau treabă cu administrația Pieței. În general mă sunau când dormeam. Adică fie foarte dimineață, fie după amiază. Asta mă scotea din sărite. Mie mi-a pus să... cineva în Galați. Eu am, cam în urmă cu un an jumătate, știam, am învățat toată piața imobiliară din Galați. Pentru că a pus anunțuri undeva în Galați că vând un apartament acolo. Na. Cred că era un apartament de două camere și deodată au început să mă sune oameni. Băi, era interes foarte mare. În primul rând aș vrea să spun că era interes foarte mare. Nu mai știu exact unde se afla, dar lumea era foarte interesată. Și sunau și întrebau direct. Bună ziua, zice, mai e valabil? Prima dată nu se zice ce să fie valabil. Anunțul. Zic, anunțul la ce? Că nu știu, n-am dat niciun anunț. Pentru apartament. Nu vând. Unde ați văzut? În Galați, pe strada nu știu care, nu. Acolo poate fi și greșeală, dar poate ți-a făcut cineva o moșmoandă. În Galați. Da, ți-a făcut special. În Galați, da, moșmoandă. Unde? Cu un apartament, zicea că vinde ceva. Ca să te bâre lumea. Am mai auzit de glume de-astea, știi? Da, pui de vânzare o mașină pe OLX cu preț foarte bun și pui numărul 1, ia dai bolă pe el și sună, îl terorizează. Schimb, tot... vreți să faceți? Sunau. Nu vreau lăsați. Tot voia cadou de Sfântul Vlad. Uite, asta e un cadou bun. Dar am cunoscut mulți oameni interesanți atunci. Sau mai sunt și situații în care pur și simplu o mică confuzie. Uite cum ne-a povestit tot ieri Marian, care a spus că acum câțiva ani în urmă avea numărul de telefon la o mică diferență la ultima cifră cu cel al domnului Țânțăreanu. A, deci nu vă mai spun când își serba ziua de naștere. Se sunau tailandezele? Da, domnul Țânțăreanu. Asta e 0728-3132. Dacă ați avut astfel de pățanii, ne-ar plăcea foarte mult să ni le spuneți ca să vorbim despre ele la radio. Hai, uite, mai zicem unul. Acum mulți ani, zice Marian, am sunat la un număr la care mai sunasem la aeroportul Otopeni. Mi-a răspuns o voce sfârșită. De vreo 3 ani nu mai are aeroportul numărul ăsta. Numărul de la aeroport, îți imaginezi cum e? Cam... Ce faci într-o situație de asta? Pentru că după ce se răspândește... Tai linia. Da, eu, de exemplu, nici nu aveam ce să fac. Că cu cine să vorbesc? Eu să sun și să spun nu, e numărul meu. Pentru că nu aveai nu știi de unde a plecat anunțul. Da, era un anunț cu un număr de telefon și numărul era al meu. Da. Pe mobil, până la urmă, dacă ești exasperat, schimb numărul. Da, când era cu fix, exact. Nu mergea, că dura un an, doi, până făceai tu cerere să-ți schimbe numărul. Adică... Acum e digital, se aveai schimba de mai repede. Da. Da, mesaje 0728-111-222. Dacă ați avut parte de astfel de întâmplări, așteptăm mesajele voastre. Și uite încă un mesaj foarte haios. Zice, numărul meu e cu 2-3-4-5-6 în coadă, nu vă spunem tot numărul. Și vă închipuiți câți mă sună și pentru ce? De la vânzări de sutiene, papagali, centre de colectare fier vechi. Dar cel mai enervant e când mă sună pentru a verifica dacă le-am aprobat proiectul pentru IMM. Fiindcă numărul meu e trecut pe site-ul celor de la IMM Târgu Mureș.
Ce bun e asta. Da. Asta e foarte tare cu numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Astea sunt numere preferențiale, înțeleg că se vând foarte bine. V-am mai țineți minte că atunci când am pus Foresterul la vânzare pe, nu mai știu pe ce, pe OLX, pe Autovit, pe ceva, n-am primit multe oferte de cumpărare, dar am primit o ofertă să cumpăr eu un număr de telefon. Deci este fascinant, e suprarealist. Zic, vând mașină. Și primesc răspuns. Nu vrei să cumperi un număr de telefon? Fii atent, 07, nu știu ce, și cred că era 100-100 sau ceva de genul ăsta. Lumea e foarte agitată. Lumea e foarte agitată în cu numere de astea, telefon șmechere. Da. Bine. Hai că au început să vină mesaje, dar facem o pauză, nu? Revenim imediat, da, vorbim despre trafic și ne întoarcem. Și foarte multe mesaje din partea voastră și vă mulțumim tare, tare mult pentru ele. Poate nu reușim să le citim în momentul ăsta pe toate, dar vom trece prin ele. Sunt efectiv foarte multe. Vorbim de numere de telefoane, greșeli, chestii asemănătoare și așa mai departe. Numărul de telefon al socrului meu, care era în campanie pentru alegeri locale, a fost pus pe un site care vindea căței. El dona, practic, în anunțul respectiv, un pui de bișon. Nu vă puteți închipui ce a ieșit. Disperat de atâtea telefoane, le spunea că a murit cățelul. Aș vrea eu să adopt. A murit, domne, nu mai era. Era bătrân, de fapt. Se pare genial. Da, era numai nu creștea, dar... Omul a rămas calm. Nu mă părea pui. Da, a rămas calm o perioadă după care a zis, hai că nu mai e. Da. Luca, ai rămas pierdut printre mesaje. Luca, citește mesajele în sfârșit. Hai, alege acolo ce poți. Mesaje cu diodura, cum hai se zice. Hai să dăm și un audio, uite. Bună dimineața, băieți. Eu, timp de vreo 3 ani, am fost sunată de un bătrânel care vorbea numai maghiară, nu înțelegea nimica. Și anul ăsta, în sfârșit, m-a sunat o doamnă, tot în limba maghiară, probabil soția bătrânelului, dar ea măcar știa românește și am putut să o clarific că acesta nu este numărul celor pe care o caută, îl caută. Dar în fiecare an, de Crăciun și de Paști, eram sunată și felicitată, probabil. Vă doresc o zi frumoasă. Ce tare e asta. O altă doamnă ne povestește că numărul ei de telefon a fost și este pus pe site-ul Ministerului Agriculturii. Și am fost sunată și la ora 11 noaptea. Am vândut și cumpărat utilaje agricole cât pentru toată Europa. Era altcineva, povestește că numărul lui a fost, la un moment dat, al unei judecătoare. Zice, primeam amenințări cu bătaia, cu moartea, prin SMS. Sau sunau și începeau să amenințe, până când sună unul și zice acolo, doamna Mădălina? Zic, nu, dar cine e Mădălina? Și așa zice, am aflat că e judecătoare, dar altfel, uite, aflăm cu prilejul ăsta prin ce trec. Da. Oamenii ăștia. Fascinantă poveste, da. Foarte tare. Am avut numărul dat la niște recuperatori. Bun. Dar ideea e că eu am numărul de telefon din 2002, de când eram student și acum 3 ani, m-au sunat de la o firmă pentru o persoană care avea credite pe la vreo 5 bănci. Și n-au vrut să mă creadă până n-am făcut, nu i-am amenințat că mă duc la poliție. Ce s-a oprit? E, dacă aveți credite la bănci, uite, asta e soluția. Ne-a scris și colegul nostru, Liviu Harbuz. Da. Ce a zis Liviu? Și povestește că în campania electorală el a candidat în undeva. Neamț. Așa. Zice, contracandidatul mi-a postat numărul pe site-uri de dating. A postat că vând Dacia cu 10 lei sau că vând apartament cu 4.000 de lei. Zice, primeam peste 20 de telefoane, mai ales noaptea, cu tot felul de propuneri fierbinți. Prietenul nostru, Mitică, Dumitru Mitică, Elena, zice că are un număr asemănător cu al unui magazin și servici de piese de schimb pentru mașini din București. E doar o cifră diferită. Și că este sunat într-una pentru diverse piese, la nesfârșit. Bine, el are niște piese de colecție. Da, Mitică, să trăiești, Mitică. Mitică are niște piese de colecție acolo la el în adevărate, pifiță. Adevărate, da. Iața, fraților, Marius sunt. Eu și astăzi am numărul, cred că pe ceva site sau habar n-am, că în fiecare săptămână mă sună lumea să mă întrebe dacă mai au comenzi de torturi și de prăjituri. Și aproape întotdeauna le spun că nu mai au, dar acum de Paști, să știți că la două doamne le-am luat comenzi de prăjituri. Să aveți o zi faină. Hai, cât de tare asta. Mi se pare genial. Bravo ție, bravo. Salut, băieți. Da. Salut. Eu nu am avut personal neplăceri cu numărul de telefon. În schimb, am publicat numărul de telefon, uite, al unui prieten pe un site de matrimoniale.
Am dat drept femeie care caută întâlniri. În final, după vreo 3-4 luni de zile, după sute de telefoane, omul nu a avut ce face decât să-și schimbe numărul de telefon. Săracu. Și acum a aflat, uite, ce glumă. Și despre ce dacă ești prieten bun, merită să faci o glumă de-asta. Corect. Uite, altă peripeție. Și vă salut, am avut o perioadă în care numărul de telefon era foarte apropiat de cel al unui producător turc de uși metalice. Nu vă spun câte comenzi de uși am primit, dar și câte reclamații. Până să le răspund că nu mai aveam nicio treabă cu fabrica de uși, îmi spuneau deja și culoarea dorită. Circ, totul a durat vreo 2 ani. Apoi s-a întâmplat ceva cu producătorul de uși, că n-am mai văzut firma în locația pe care o știam și totul a încetat. Sunt foarte multe mesaje de genul ăsta, de confuzii de numere de telefon, astea sunt cele mai frecvente, sau cu numere care au aparținut unor instituții. Acum vreo 15 ani, ne spune Denis din Constanța, numărul meu de telefon a ajuns, nu se știe cum, într-un ziar de anunțuri din Cluj. M-au sunat mulțime de oameni întrebând dacă mai am remorca din Bă, e o stare de-asta de confuzie. Spun, am trecut prin asta, știi? Când te sună și întreabă cât mai e valabil. Ce? Să... Nu știi de unde vine. Da. Și e tare că zice cineva mai exasperat și până la urmă am spus, nu, domnule, nu mai am remorca, am vândut-o. Și ce răspuns a fost imediat, da, cu cât ați vândut-o? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.